Suntem în capitolul 10, în Isaia. Intenția mea pentru această seară este să avem doar o scurtă meditație. Probabil pentru că ne-am revenit de dimineață și să mai adăugăm foarte mult. Nu știu dacă ar fi de folos, dar capitolul 9, 10, 11, de fapt toată tematica cărții Isaia este despre judecată și despre har. Am văzut în ultima întâlnire care am avut-o duminica trecută din Isaia, faptul că acest concept de har și de judecată, de har și de mânie, de har și de pedeapsă, de milă și de pedeapsă, nu sunt chiar așa de simple precum am crede noi. Adică este greu câteodată ca să faci o diferență foarte clară în ceea ce înseamnă mila lui Dumnezeu și ceea ce înseamnă mânia lui Dumnezeu. Și am văzut această frază care se află și în textul de astăzi, în versetul 4, că se repetă de multe ori, se tot repetă. Cu toate acestea, mânia lui nu s-a potolit, iar mâna sa este încă întinsă. Și concluzia la care am ajuns data trecută este că pentru noi, pentru credincioși, pentru poporul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu întinsă, care apasă asupra poporului său, este de fapt un act de dragoste. Este de fapt un act de milă, este un act de iubire. Vedem că Dumnezeu lucrează în diferite feluri și practic ce vedem în aceste trei capitole este două instanțe de judecată. Două instanțe de judecată și una de har. În primul rând, am văzut foarte clar, de fapt, în toate capitolele până aici, că Dumnezeu pronunță judecată asupra poporului său. Poporul este neascultător, poporul este răzvrătit. Vedem și în textul nostru că alege să pronunțe această judecată, această mânie asupra poporului prin acest imperiu asirian și spune în versetul 6: L-am trimis împotriva unui neam lipsit de evlavie și i-am poruncit să meargă împotriva poporului pe care sunt mâniat, ca să ia pradă, ca să-și însușească captura și să-i calce în picioare ca pe noroiul de pe drum. Este poporul lui Dumnezeu despre care se vorbește aici, judecata care se pronunță asupra noastră. Noi ne putem identifica cu acești oameni. Deseori suntem și noi lipsiți de evlavie. Deseori suntem și noi parcă rătăciți de la Dumnezeu. Deseori suntem și noi depărtați de cuvântul și adevărul lui Dumnezeu. Și deseori ne putem și noi găsi sub această mână întinsă a lui Dumnezeu, care pronunță într-un fel o judecată, care pronunță într-un fel o pedeapsă. Și am văzut data trecută că pentru noi, pentru copiii lui Dumnezeu, ăsta este începutul, nu este sfârșitul. Am văzut că lucrurile nu se termină aici. Am văzut că scopul lui Dumnezeu este altul. Și vedem că, de fapt, intenția lui Dumnezeu este să revarse harul său peste poporul lui, peste rămășița care o păstrează prin mânia lui, prin judecata lui, care îi aduce înapoi la pocăință, care îi aduce înapoi la părtășie cu Dumnezeu. Și astăzi vedem o altă judecată. Am văzut judecata care se pronunță asupra poporului, am văzut harul care este pregătit pentru popor și astăzi, în textul de astăzi, vedem din nou o judecată. Și de data asta vedem judecata împotriva Imperiului Asirian, împotriva împăratului Asiriei, care Dumnezeu spune că este unealta lui, care el se folosește ca să zdrobească poporul. Și prin prorocul Isaia transmite poporului că după ce își va termina lucrarea cu el, va urma judecata lui. Va urma judecata lui. Deci avem judecată, har și iarăși judecată în aceste trei capitole. Și cred că Dumnezeu a intenționat ca să fie așa, ca să fie contrastul foarte clar între cele două feluri de judecată, între cele două feluri de pedeapsă, între cele două feluri de mânie. Prima mânie este o mânie a lui Dumnezeu care este de fapt un act de dragoste, o revărsare a harului, un act de corectare. Intenția este ca să
apropie pe popor de Dumnezeu. Intenția finală nu este nimicirea, ci răscumpărarea sufletelor celor care fac parte din această rămășiță aleasă a lui Dumnezeu. Și pe cealaltă parte o să vedem și am văzut deja citind textul că avem judecata care este pronunțată asupra poporului asirian, asupra împăratului Asiriei, dar nu mai este har. Intenția este judecata. Judecata este finală. Odată ce Dumnezeu, dacă vrem să vorbim așa, s-a folosit de împăratul Asiriei, care textul spune că este în totalitate vinovat față de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a dat mandat ca să facă o anumită lucrare, ca să facă o anumită lucrare și el a lăsat să-i se urce la cap și a zis, păi, uite, eu am cucerit atâtea popoare, am făcut atâtea și nu vrea să se oprească, nu vrea să oprească din dorința lui de a cuceri, din dorința lui de a vărsa sânge și Dumnezeu îl va pedepsi pentru asta. Să nu credeți pentru un moment că Dumnezeu cumva este nedrept față de împăratul Asiriei, în sensul că se folosește de el să pedepsească poporul și după aia îl pedepsește pentru că a făcut ceea ce a vrut Dumnezeu. Împăratul Asiriei a vrut să păcătuiască, a vrut să varse sânge, a vrut să pornească război, a vrut să cucerească imperii. Nu a fost nevoie ca Dumnezeu ca să îl provoace să facă acest lucru. La fel cum am văzut cu frații lui Iosif, acel pasaj minunat în care spune voi ați vrut ca să-mi faceți rău, ați intenționat să faceți rău, dar Dumnezeu a lucrat binele. Dumnezeu nu este niciodată originea păcatului, dar Dumnezeu este suveran inclusiv peste păcat și controlează lucrurile spre binele celor ce iubesc pe Fiul Său, spre binele poporului Său. Și aici vedem un caz foarte concret, un caz în care se mută imperiile pe hartă ca să se împlinească planul lui Dumnezeu. Cred că a fost întrebat de vreo 20 de ori săptămâna asta, frate, ce părere ai despre refugiați? Ce părere ai despre cum e cu refugiații ăștia? Nu știu. Nu știu exact, dar știu că niciun refugiat nu trece granița dacă nu este în scopul lui Dumnezeu. Asta știu sigur. Dacă Europa o să devină un continent musulman, este pentru că așa vrea Dumnezeu. Are un scop pentru a face lucrul acesta. Și dacă nu o să devină, la fel este pentru că Dumnezeu este în control. Așa că nu știu ce e cu refugiații, dar dacă se va porni un război din cauza refugiaților, să nu credeți că Dumnezeu nu este conștient de asta. Dimpotrivă, să folosește de toate scopurile lor urâte și mizerabile și păcătoase ca să lucreze pocăință. Uitați-vă chiar la ideea asta. Deja parcă ne simțim mai incomozi, știind numai că au trecut prin Ungaria și se duc spre Germania. Dacă vin la noi cu o bombă, începem și ne pocăim, că nu știm când sărim și noi în aer. Dumnezeu lucrează pocăință pentru copiii săi prin lucruri care par rele și sunt rele. Și sunt rele. El nu este autorul păcatului, dar este cel care este suveran peste păcat. Există ceva mai rău decât ca să suferi. Există ceva mai rău decât ca să fii persecutat. Există ceva mai rău decât ca să fii luat captiv. Există ceva mai rău decât ca să fii nedreptățit. Și anume, vedem din acest text că acel lucru care este mai rău este ca să fii cel care produce suferința, să fii cel care produce nedreptatea, să fii cel care asuprește, să fii cel care face nelegiuirea și cauzează suferința celor care se află sub suferință și sub asuprire. Și acest lucru de multe ori cred că nu ne gândim la el. Adică este așa ceva, vai de noi cei care suferim, vai, vai de mine că eu sunt marginalizat, nu mă bagă lumea în seamă. Am ieșit din biserica Harul, acum toată lumea se uită la noi ciudat. M-au exclus de la Speranța, pai, săracul de mine. Nu sunteți cazurile și nu suntem în cazurile atunci când suntem asupriți și marginalizați și în suferință, nu suntem în ipostaza cea mai rea. Cei care sunt, cei care produc suferința, cei care sunt, cei care fac nedreptate asupra noastră, sunt într-un caz mult mai grav. Pentru că vedem foarte clar de peste tot din Scriptură că suferința, încercarea, are scopul de a produce pocăința, de a desăvârși. În schimb, vedem și aici, în acest text, că nu este la fel cu cei
nelegiuiți. Nu este la fel cu cei care sunt împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu se folosește de ei și după aia îi distruge. În schimb, Dumnezeu se folosește de ei ca să provoace încercare, să provoace suferință în viețile noastre cu scopul de a produce pocăință, cu scopul de a ne apropia din nou de El. Cel ce suferă are parte de har, pentru că suferința, așa cum am zis, produce pocăința. Citiți, de exemplu, Iacov și vedeți că ne spune foarte frumos epistola lui Iacov că să nu ne mirăm când avem de suferit. Și să nu ne împotrivim, dimpotrivă, să ne bucurăm că Dumnezeu ne prelucrează, că Dumnezeu produce pocăință și răbdare în viața noastră. Dar cel ce osândește este sub judecata lui Dumnezeu, pentru că această osândire, această nelegiuire nu are cum să producă pocăință. Nu are cum ca să producă o intimitate cu Dumnezeu. Ea produce răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Ea este o răzvrătire activă împotriva lui Dumnezeu. Nu poți ca să vii cu argumentul m-am purtat urât cu fratele meu pentru că a vrut Dumnezeu să dea o lecție. E absurd. Nu-i treaba ta ca să dai lecțiile lui Dumnezeu. Împăratul Asiriei nu, nici nu cred că i-a trecut lui prin cap. Deși o să vedem în multe locuri în Scriptură că Dumnezeu chiar dezvăluie planul lui față de anumite instrumente și ei tot merg pe calea lor păcătoasă, chiar știind că se duc spre pierzarea lor, tot după poftele lor și după pornirile lor, merg și împlinesc păcatele care Dumnezeu le folosește și le deține într-un sens suveran spre planurile lui, chiar știind că vor fi judecați pentru acele păcate și că ar trebui să oprească dacă vor ca să nu cadă sub osânda lui Dumnezeu. Această osândire, această răzvrătire activă împotriva lui Dumnezeu, în care asuprim, în care producem suferința, în care ne simțim puternici, duce la acea nebunie a autonomiei despre care am discutat deseori. Acea idee că eu îs cineva, eu pot face ceva. Dacă eu pot ca să manevrez lucrurile încât să iasă tot cum vreau eu, zic, păi stai un pic, păi, eu un doi rezolv problema. Și nu mă mai gândesc care sunt consecințele, nu mă gândesc că felul în care am rezolvat problema a fost păcătos, nu mă gândesc că felul în care am rezolvat problema a produs suferință altcuiva, poate chiar fratelui meu, în cazul unei biserici. Și încep și îmi fac planuri care devin diabolice, pur și simplu. La fel ca și acest împărat care este angrenat în acest război și la un moment dat se uite pe tabla de șac și zice, păi, eu aș putea cuceri lumea. Și vedeți la un moment dat că avem parcă par două lecții de geografie și cred că ar fi foarte plictisitor ca să luăm fiecare punct care este menționat și să vedem unde îs și ce semnificație au, dar practic avem două lucruri. Unul, avem o listă de popoare și cetăți care Asiria le-a cucerit și a doua avem o listă care ne arată că se apropie de poporul lui Dumnezeu acest pericol iminent. Pentru că nu mai au mult și vor ajunge să zdrobească și poporul lui Dumnezeu. Și acest împărat se uită la istoria lui și se uită la ceea ce urmează și zice, păi, eu pot cuceri lumea, cine mă poate opri? Dacă până acum au mers lucrurile așa, dacă până acum prin puterea mea am rezolvat, am zdrobit tot ce a fost în calea mea, nu mă poate opri nimeni. Este așa și în viața noastră personală. Vă dau un exemplu. Dacă am rezolvat o problemă care ne-a durut, financiară sau de altă, așa, printr-o nelegiuire și n-am fost prinși. Zicem, pe cine mă oprește dacă am făcut atâția bani înșelând? Păi eu pot să înșel la nesfârșit și să devin bogat, să cuceresc lumea. Ce credeți că e rezultatul până la urmă? O să cucerim lumea în felul ăsta? Dacă facem ceva prin furt, dacă facem ceva prin a osândi sau a răni, prin a bârfi pe cei din jurul nostru. Dacă credeți că până la urmă, într-adevăr, toate lucrurile acestea merg necontabilizate, credeți că Dumnezeu nu are dreptate, până la urmă nu își va face dreptate, credeți că mânia lui Dumnezeu nu se va revărsa peste noi? Este absurd lucrul acesta.
cadem și noi în această capcană a autonomiei, vedem că lucrurile merg cumva de la sine, vedem că am cucerit și cu tare, și cu tare, și cu tare și nu mai ținem cont de consecințe, nu mai ținem cont de felul în care am avut izbândă, pur și simplu suntem înnebuniți, suntem îmbătați cu această putere a potenței noastre. Am putut, am făcut, am cucerit, am zdrobit și nu suntem conștienți că mânia lui Dumnezeu se revarsă până la urmă împotriva noastră. Vreau să scriem versetul 15, arată cât de nebun este acest împărat. Se va lăuda oare securia înainte celui ce o mânuiește? Se va înălța oare ferestreul mai presus de cel ce folosește? Ca și cum nuiaua l-ar ridica pe cel ce o ridică? Sau ca și cum toiagul l-ar ridica pe cel ce nu este din lemn? Adică, cine crezi că ești? Ce crezi? Crezi că dacă ți-o ieșit odată, Dumnezeu gata, nu mai... Nu, Dumnezeu ți-o îngăduit să faci păcatul ăla. Are un scop pentru el, dar vei plăti pentru el dacă nu te pocăiești. Să fie foarte clar. Vei plăti pentru el. Dumnezeu a îngăduit împăratului acesta ca să asuprească poporul lui, ca să rezolve un scop, să revarse într-un fel un har peste poporul lui, să le dea o șansă la pocăință, dar el și-a asumat mult mai mult și s-a crezut că acum el este ceva și cineva și n-a ținut cont că este un toiag în mâna unui care îl mânuie, că este un ciocan care este folosit de Dumnezeu, o unealtă. S-a crezut că este el cel care uneltește istoria și credem și noi de multe ori acest lucru și cadem în această capcană. Mesajul textului până la urmă este foarte clar. Dincolo de aspectul istoric, mesajul textului este ceva de genul: pe acest pământ, aici și acum, și cel ce suferă, și cel ce asuprește, și cel care produce suferința, au aceeași soartă până la urmă, și anume distrugerea și moartea lor. Până la urmă nu scapi. Nu scapi de sfârșitul tău. Nu scapi de ziua de la urmă. Fie că ești cel care asuprește, fie că ești cel care suferi, finalul este același. Diferența este care este scopul în spatele evenimentelor care se parcurg în viața ta. Care este scopul divin? Dacă scopul divin al lui Dumnezeu este spre judecata ta sau dacă scopul divin al lui Dumnezeu este spre harul tău? Și lucrul acesta se vede foarte clar în versetul 26, vedem foarte clar: Domnul oștirilor îi va bate cu un bici așa cum îl va bate cu un bici așa cum l-a bătut pe Midian și la stânca Oreb și va înălța toiagul asupra mării, așa cum a făcut în Egipt. În ziua aceea va fi luată povara de pe umerii, de pe umeri și jugul lor de la gât. Care este sfârșitul celor care asupresc, care produc suferință și care cred că sunt puternici? Este judecata lui Dumnezeu. Sfârșesc cu o judecată care duce la moarte, care este finală, care nu mai are nicio scăpare. Dar nu tot așa este cu cei care sunt a lui Dumnezeu. Uitați-vă versetul 20, începe și ne arată: în ziua aceea rămășița lui Israel și supraviețuitorii casei lui Iacob nu se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea, ci se vor sprijini cu adevărat pe Domnul, Sfântul lui Israel. Dați prima schimbare care se produce. Nu se vor mai sprijini pe lucrurile lumești. Nu se vor teme mai mult de cei care produc suferința. Se vor teme mai mult de Dumnezeu. Se vor încrede mai mult în Dumnezeu. Scopul divin de a revărsa harul în viața lor prin suferință are efect. Asta e primul efect. Uitați-vă după aia în versetul 27. În versetul 27 vom vedea: în ziua aceea îți va fi luată povara lor de pe umeri și jugul lor de la gât. Jugul va fi zdrobit din cauza grăsimii. Nu este suferința la nesfârșit. Până la urmă, problemele astea se rezolvă. Poate se rezolvă în viața asta pentru tine, poate nu. De moarte nu scapi. Nici cel care este
sub judecata lui Dumnezeu și care provoacă numai rău și nici cel care este sub harul lui Dumnezeu în viața asta nu scapă de moarte. Dar până la urmă problemele astea se rezolvă. Păcatul nu merge neplătit. Al tău merge plătit de Domnul Iisus Hristos dacă ești răscumpărat de El și al lor merg plătit de ei. Merg plătit de ei. Și în ultimul rând, vedeți în versetul 24, poporul meu care locuiește în Sion, nu te teme de asirieni când ei te bat cu nuiaua și se înalță ciomagul împotriva ta, așa cum a făcut și egiptenii, pentru că foarte curând indignarea mea împotriva ta va înceta. Vedem că chiar și aici, pe acest pământ, suferințele noastre nu sunt permanente. Mânia lui Dumnezeu care se revarsă peste noi nu este permanentă. Dacă te afli într-o perioadă în viața ta în care ți se pare că Dumnezeu e mânios cu tine, poți ca să recunoști harul care este prezent și să alergi la Dumnezeu și să devii dependent de El, sau poți să alergi la cei care te lovesc, la oameni, și să devii dependenți de ei. Poți să te temi de oameni sau de Dumnezeu. Dumnezeu are ca și scop pentru tine, copilul lui, ca să te facă dependent de El, să producă această schimbare în tine. Și ca să lucreze acest scop divin în viața ta. Așa că, în continuare, vedem că mâna întinsă a lui Dumnezeu este încă asupra noastră. Vedem, din exemplu, din versetul 28 la 34, așa cum am zis, vedem că atacul devine iminent. Este ceva care se întâmplă foarte repede și poporul este amenințat acum. Și Dumnezeu cumva nu le spune că nu o să treacă prin suferința respectivă, le spune că urmează. Pregătiți-vă, urmează, dar nu vă faceți probleme pentru că este un scop. Nu pot să vă dau alt mesaj decât ceea ce ne indică textul, și anume, în această lume, pe acest pământ, vei suferi. Vei suferi chiar și mânia lui Dumnezeu. Și este normal ca să o suferi pentru că ea este dreaptă. Ceea ce rămâne de văzut și ceea ce se mai poate hotărâ, dacă vrem să vorbim așa, într-un fel abstract, este doar dacă va fi spre nimicirea ta sau dacă va fi spre desăvârșirea ta. Este dacă vei alerga la Dumnezeu sau dacă vei alerga de la Dumnezeu. Dacă vei fugi spre Dumnezeu sau vei fugi de la Dumnezeu. Dacă te vei pocăi sau dacă te vei răzvrăti. În momentele în care mânia lui Dumnezeu parcă se revarsă peste tine și se va revărsa. Mânia lui Dumnezeu se revarsă peste noi, dar peste noi se revarsă altfel. Peste noi se revarsă cu har. Peste noi nu se revarsă la nesfârșit. Peste noi nu se revarsă ca să producă judecata finală, ci se revarsă ca să producă desăvârșirea finală. Noi nu suntem ca cei nelegiuiți. Noi nu suntem ca cei care se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Noi suntem pedepsiți pentru că suntem iubiți. Ei sunt pedepsiți pentru că vor fi judecați până la urmă și pentru ei nu va mai fi scăpare. Așa că mâna întinsă a lui Dumnezeu este aproape, este iminentă asupra noastră. Unii dintre voi ați simțit-o în ultimele săptămâni, parcă anumite lucruri s-au spulberat, fie în biserică, fie în familie, și mai departe, parcă s-au produs niște rupturi în viețile noastre și cum se poate ca Dumnezeu să permită așa ceva? Cum se poate să permită așa ceva? Dumnezeu nu te-a abandonat. Apasă mâna. Apasă mâna Lui asupra ta. Și ar trebui să fim extrem de mulțumitori, pentru că, așa cum am zis, faptul că Dumnezeu pedepsește pe copiii săi și faptul că simți pedeapsa lui Dumnezeu, simți corectarea lui Dumnezeu în viața ta, este o dovadă că ești copilul Lui. Și dincolo de durerea care provoacă, durerea schimbării, schimbarea este foarte dureroasă. Oricând trebuie ca să schimbi ceva, este dureros. În orice domeniu, în construcție, frate Boghi, dacă zidești un zid și nu l-ai zidit bine și trebuie să-l schimbi, trebuie să-l dai tot jos, este foarte dureros, nu? Am văzut și eu, am fost cu frații la niște betoane, au trebuit să turnăm, să stau. Am zis, chiar așa să zidești, chiar ce am cu fratele Ciprian, am înțeles mai bine ce înseamnă, când zice Apostolul Pavel, că biserica este zidită, este o clădire, este o casă. Chiar așa de ușor ca să zidești. Trebuie ca să car, să... Ei, când trebuie să corectezi ceva care ai zidit, este dureros, trebuie să spargi prima dată. Când ceva se întâmplă în trupul tău și nu este corect, nu este bine, să rupe un cionț și să lipește la loc greșit și te duci la doctor, ce face doctorul? Îl rupe din nou.
Te urăște doctorul? Nu te urăște. Dar știe că este mai bine pentru tine ca să suferi acea durere decât să rămâi cu problema acea în trup. Sau trebuie să te taie câteodată, să te deschidă, să rezolve problema din... Durerea este inevitabilă. Întrebarea este dacă este o durere din partea lui Dumnezeu care este o revărsare a dragostei și a harului peste tine și dacă ești copilul lui, cu siguranță că este și trebuie să o recunoști și să alergi la el, sau dacă este o durere a judecății lui Dumnezeu care este spre osânda și spre pierzarea ta. Și dacă este, dacă la ora actuală așa este în viața ta, altă scăpare decât să te prosterni la picioarele lui Dumnezeu și spui, Doamne, nu vreau să pierd. Vreau să fiu un copil al tău, vreau ca să am și eu. Că durere o să ai, să nu crezi. Dumnezeu spune, în lume veți avea necazuri. Domnul Iisus spune asta, în lume veți avea necazuri. Nu putem ca să... Putem să cerem. Mi-a plăcut foarte mult rugăciunea fratelui Sorin, pentru că a fost extrem de sincer. Nu avem curajul să-i cerem la Dumnezeu ca să facă cu noi ceea ce știm că ar trebui să facă cu noi. Pentru că poate înseamnă cioante rupte, poate că înseamnă cancer, poate că înseamnă serviciuri pierdute, poate că înseamnă tot felul de lucruri care nu suntem pregătiți ca să ne batem de ele. Poate că înseamnă război în țara noastră. Era mult mai pocăit sub comunism. Am auzit. Eram mic atunci. Dar mi s-a povestit. Biserica întotdeauna a fost mai aproape de Dumnezeu sub persecuție. Biserica crește cel mai mult în China, din toate zonele din lumea aceasta, crește sub comunism, sub persecuția comunistă. În România suntem în scădere. În fiecare an, biserica creștină, s-a zis că creștină, scade în fiecare an. Avem curajul să-i cerem într-adevăr lui Dumnezeu să facă o trezire. Dacă înseamnă o altă persecuție. Dacă înseamnă, nu știu, ISIS și musulmani. Dumnezeu vrea ca să ne apropiem de El și El să se apropie de noi. Și atunci când se apropie de noi și mâna Lui apasă asupra noastră, s-ar putea să simțim această durere provocată de cei din jur, provocată de circumstanțele noastre. Dar Apostolul Pavel zice și cu asta închei, vorbind de aceste suferințe și vorbind de aceste încercări și vorbind de aceste probleme, zice, în toate acestea suntem mai mult decât biruitori. Nu că suntem fără ele, nu că biruim problemele, nu că dacă suntem săraci, dintr-o dată biruim și nu mai suntem săraci, nu că dacă suntem bolnavi, neapărat biruim și nu mai suntem bolnavi, ci în mijlocul suferinței, pentru că suntem ai Lui și simțim prezența Lui și mâna Lui, suntem mai mult decât biruitor. Nu știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea cum poți fi mai mult decât biruitor. Că biruitor e simplu de înțeles, dar cum poți fi mai mult decât biruitor? A birui ceva înseamnă a rezolva acea problemă, a stăpâni acea problemă. A fi mai mult decât biruitor înseamnă a fi biruitor în ciuda acelei circunstanțe sau acelei probleme. Înseamnă a fi biruitor chiar dacă nu-ți trece cancer, chiar dacă nu ești vindecat de cancer, chiar dacă soția nu vine înapoi, chiar dacă copilul nu se pocăiește, chiar dacă nu te primezi înapoi ca membru, frate Bogdi. Orice ar fi, a fi mai mult decât biruitorii, a înțelege și a fi învățat de Tatăl că El este suficient în mijlocul necazului și că El nu te urăște când mâna Lui este asupra ta și apasă, ci dimpotrivă te iubește pentru că te face desăvârșit prin încercarea care o lasă în viața ta. Haideți să încheiem în seara aceasta cu o rugăciune în care dacă nu avem curajul să-i cerem lui Dumnezeu ca să ne prelucreze în acest fel, măcar să avem curajul să-i cerem curajul. Pentru că eu rezonez cu fratele Sorin. Mi-ar place să cred că am curajul de a cere așa ceva lui Dumnezeu, dar dacă sincer cu mine însuși, dacă mă cercetez în adâncul meu, aș putea rosti cuvintele, dar nu știu dacă le-aș crede. Și singura soluție pentru necredință e să cer lui Dumnezeu credință. Singura soluție pentru un duh de frică e să cer lui Dumnezeu Duhul Sfânt, care este un duh de îndrăzneală. Așa că dacă putem să cerem lui Dumnezeu să ne prelucreze în acest fel, să-L cerem, dacă nu, măcar să cerem, să avem curajul ca să cerem așa ceva. Și prin fratele Ciprian, încă o soră sau un frate, cine se simte călăuzit, să mergem înaintea lui Dumnezeu și să cerem ca mâna lui Dumnezeu într-adevăr să ne prelucreze și să revarse harul său în viața noastră, chiar și prin suferință, dacă este nevoie.